ziua! Vă mulțumesc că ați venit la conferința noastră de presă. V-am invitat la această întâlnire. Un prim subiect pe care vreau să vă-l prezint și dumneavoastră este faptul că Organizația Municipală Vaslui a venit în întâmpinarea cererilor unor colegi de-ai mei de la școală. Avem la școală acolo 5 elevi calificați la fazele naționale, la faza națională a olimpiadelor școlare, la mai multe discipline. E un fapt îmbucurător, îi felicit pe acești elevi, dar ceea ce poate a ieșit în evidență pentru toți este că toți cei 5 elevi provin din mediul rural. Un elev este din zona industrială, știm bine, sunt condiții chiar mai precare decât în multe din satele noastre. Și toți cei 5 copii nu au, eu știu, niște condiții materiale foarte favorabile și tocmai de aceea efortul lor este mai demn de laud. Doamna vicepreședintă a Organizației Municipale, doamna Simona Polac, s-a ocupat de asta cât a putut de la membrii noștri și de asta eu l-am invitat aici pe profesorul Mircea Popa, îi reprezintă pe cei 5 elevi și vrem să îi premiem într-un fel pe aceștia. Eu aș dori și o să am această inițiativă la nivelul filialei teritoriale a PNL Vaslui, ca să premiem toți olimpicii din județ și pe profesorii acestor, lucru pe care, de altfel, filiala județeană a PNL Vaslui l-a făcut și acum 2 sau 3 ani. Am vrea ca să transformăm acest lucru în ceva, eu știu, într-un lucru care se întâmplă în fiecare an. Și pentru că, așa cum am afirmat, PNL susține performanța. Dacă, eu știu, la subiectul acesta, domnul profesor vrea să spună ceva. Cazurile prezentate aici, v-am spus, au ieșit în evidență și prin faptul că sunt elevi care fac și naveta, nu au niște condiții materiale, eu știu, foarte avantajoase și cu toate astea au rezultate demne de laud. În același context, știți bine că în aceste zile se dezbate legea educației la foc automat, așa, pe derulare repede înainte, și considerăm că legea educației este mult prea importantă și în orice țară civilizată o dezbatere normală durează chiar mai mult decât un an. Câteva lucruri care apar, sunt preconizate să apară în noua lege a educației și județul Vaslui, prin problemele sale specifice, va fi destul de afectat. Vreau să mă refer, în primul rând, la această reducere a normelor, pentru că reducerea de costuri înseamnă, de fapt, desființarea mai multor case, foarte multe din mediul rural, sau, între altele, este prevăzută și desființarea unor clase de la Brodoc, mai ceea finanțarea școlii de acolo. În județul Vaslui sunt prevăzute pentru la toamnă să fie desființate peste 30 de școli, majoritatea, cum v-am spus, din mediul rural, în multe dintre ele învățând chiar elevii ai claselor 1-4. Suntem și noi de acord că elevii trebuie să învețe în școli în colective mult mai mari, în felul acesta pot fi aduși și profesori calificați mult mai ușor, numai că avem o mare problemă și în județul nostru, ca în multe alte locuri.
lipsa unei infrastructuri în ceea ce privește drumurile și mijloacele de transport pentru acești elevi. Pentru că aceste măsuri, eu am spus, ar fi binevenite, dar nu, dacă le facem doar pe hârtie și nu am pus deoparte soluțiile, pentru nimic. Deci, sunt foarte multe localități în care părinții normal că se întreabă cum vor ajunge copiilor, mai ales cei de clasele primare, cum vor ajunge la școlile din, de obicei din comună. O altă problemă, considerăm că este trecerea clasei a noua la gimnaziu și a clasei pregătitoare, deci la școala generală, e un lucru dificil, în primul rând datorită lipsei unor spații de școlarizare. De altfel știți că o mare parte din școli, în mediul urban cel puțin, aproape toate școlile, pentru că sunt foarte puține, care învață într-un singur schimb, în rest aproape toate școlile învață în două schimburi. Pentru un învățământ normal, un învățământ modern pe care ne-l dorim cu toții, nu înseamnă că avem spații excedentare. Știți bine că acum câțiva ani am reușit, erau unele școli care învățau chiar în trei schimburi. Nu mai este o școală normală, plus că un elev altfel asimilează, altfel învață în cursurile de dimineață și cu totul altfel după amiază. Deci nu credem că sunt spații excedentare, nici într-un caz, dar sunt unele școli din mediul rural unde și în prezent au probleme cu spațiile de școlarizare, venind clase în plus, deja această problemă se agravează. De asemenea, problema personalului calificat, care deja știm că și în prezent sunt foarte multe școli în care, mai ales în mediul rural, în care sunt foarte puțini profesori calificați și mai ales de titulari nici nu poate fi vorba în multe școli. De asemenea, dacă titularizarea nu se mai face la nivelul sistemului de învățământ, multe școli nu vor putea să scoată postul la concurs, neavând o perspectivă și vor fi nevoiți să angajeze, să facă contract pe o perioadă determinată. Asta nu va motiva profesorii să vină în sistemul de învățământ, pe lângă toate celelalte aspecte care știm bine că există din ce în ce mai puține persoane interesate să se angajeze în învățământ. Pentru elevii care urmează să dea admitere, deja sunt foarte bulversați, nu știu cei care au dat teze cu subiect unic dacă vor mai folosi acele note, vor folosi doar portofolii și așa mai departe. Considerăm că aceste schimbări nu trebuie făcute așa cu schimbarea fiecărui ministru, ci ele trebuie prevăzute pentru o perioadă clară în timp și pentru fiecare elev să știe când începe un ciclu de învățământ, să știe cum îl finalizează. Eu îl rog pe domnul Doru Balan, este și vice. Strânse toate propunerile de la cadrele didactice, de la părinți și apoi după discutate legea și în Parlament. Vreau să mă refer la structura sistemului de învățământ. Așa cum spunea și domnul președinte, clasa pregătitoare și clasa a noua sunt propuse să vină la gimnaziu. Dar să ne gândim că pentru elevii sau preșcolari, mai bine zis, de 6 ani, le schimbăm ambientul, iar într-o școală generală deocamdată nu avem spații adecvate pentru aceștia și nici bani nu o să avem pentru a le crea astfel de spații. De asta consider întâi, haideți să dăm resurse materiale ca să organizăm astfel de spații și apoi să aducem clasa pregătitoare, să o aducem în gimnaziu.